am intrat, nu am făcut politică până acum. Motivul pentru care am hotărât acum să fac politică este că până acum nu m-am regăsit în nicio doctrină și în niciun partid existent. Mă regăsesc cumva și cred că pot să fac ceva și să mă dezvolt în Partidul Mișcarea Populară. Asta este gândul meu și pentru care am intrat în Partidul Mișcarea Populară, pentru care candidez pentru funcția propusă. Cred că experiența mea și ideile mele pot fi puse în slujba comunității. Cred că orașul Mediaș are nevoie de o schimbare și cred că tinerii ar trebui să se implice și să vină cu idei noi, cu idei care pot fi puse în practică pentru un oraș mai curat, pentru un oraș în care copiii noștri să poată să învețe, să se dezvolte. Acesta este gândul meu pentru care am intrat în politică și sper că împreună cu colegii mei, cu echipa pe care o formăm noi aici, să putem schimba lucrurile și practic să îndeplinim. Practic, asta este și scopul Partidului Mișcarea Populară, de a veni cu oameni noi, de a reforma clasa politică, de a nu mai lăsa pe alții să hotărească pentru noi, să ne hotărâm noi viitorul, să ne hotărâm noi proiectele care vrem să se îndeplinească. Și cred că există un început și începutul este Mișcarea Populară, este singurul partid care, din punctul meu de vedere, vrea să reformeze clasa politică și în care noi, tinerii, ne putem simți că suntem reprezentați.